Postul național de știri NCN s-a lansat azi cu sloganul Știri libere pentru români liberi. Postul de televiziune înființat la Cluj a început în această dimineață emisia pe UPC fiind repartizat pe canalul 409. Jurnalistul Liviu Alexa, proprietarul postului, spune că NCN va schimba felul în care românii privesc și înțeleg știrile. Vom adapta modelul Euronews la piața locală cu știri din oră în oră și rubrici interesante ce vor acoperi toate zonele de interes, economie, cultură, sport, divertisment. În loc de discuții sterile în platoul de dimineață până după amiază cu invitați mediocri, NCN preferă știri, cât mai multe știri. Marea diferență e că NCN se va concentra pe România, nu numai pe București. România există. Asta a uitat televiziunile naționale, concentrate prea mult pe cine e Viorica Costiniu sau procurorul Portocală. În România există oameni extraordinari și la Reșița și la Iași și la Satu Mare și la Brăila. Ei însă nu au șansa să fie recunoscuți, fiindcă televiziunile nu îi bagă în seamă. Nu văd în România decât o sursă de info pentru crime și accidente, pentru fapt divers, a declarat Liviu Alexa despre noul proiect. Liviu Alexa, proprietarul postului, spune că este în pregătire și un platou pentru emisie la București, în Casa Presei, unde vor funcționa și redacțiile pentru televiziune și pentru un nou ziar online, breakingnews.ro. Noul post va putea fi văzut în scurt timp de tot mai mulți români. Patronul postului are însă și câteva întrebări pentru conducerea Consiliului lui concurenței. În curând vom intra și pe rețeaua Telecom Digital și DTH. Vom crește semnificativ acoperirea NCN. Așteptăm un semnal și de la RDS. Comportamentul RDS este inexplicabil. Refuză să ne distribuie, fiindcă se tem de jurnalism. De jurnalism adevărat. Sunt convins că vom intra în must carry. Nu înțeleg de ce e nevoie de asemenea gesturi din partea RDS, căci tot vor fi obligați să ne distribuie. CNA a avertizat de atâtea ori că RDS se comportă inadecvat în această piață. Consiliul concurenței ce păzește. Politrucul Bogdan Chirițoiu nu vede că RDS face abuz de poziție dominantă. Refuză să distribuie NCN, dar bagă posturile deținute indirect de acționarii RDS. Vezi cazul Profit.ro în timp ce RDS este și cel mai mare jucător din Telecom și proprietar de Trust Media și proprietar indirect al drepturilor de difuzare a meciurilor din Liga 1. Domnul Chirițoiu e tare cu firmele românești pe care le împușcă cu amenzi, dar se pisicește când e vorba. Vorba de RDS, mai spune Liviu Alexa, proprietarul noului post de știri. Liviu Alexa are 39 de ani, este jurnalist de investigații și deține pe lângă Ensien și o rețea de 15 ziare locale în România, sub egida Presa Bună.